Bună seara, suntem Lucian Mândruță și Andreea Esca și vă prezentăm știrile. Vă place pe cineva adus în cafea intermediară. Dimineață, nu șeară. Pentru unii la 11 seară, dacă o sta prea mult în club. Inițial am vrut să facem un podcast că nu mai avem invitați, dar totuși am zis să ne prezentăm amândoi la cafeaua de după. Nu avem nicio astăzi, așa că citim niște bancuri. Tată, te Tată, te de ai... vrut să vin și eu Da, da râd. de ce stai la 2 metri după mine? Tată, te-ai îndrăgostit vreodată de o profesoare. Da, prin clasa a șaptea. Și ce ai făcut? Pe păi nimic, s-a enervat măta și m-am mutat la altă. Citește și tu un banc? Dar eu sunt dislexic. Dis... Ardele... Bai mie cofitul! Ardeleanului se naște primul copil. O întreabă... Pe moașă. El pe moașă. Nu. No, e ficior? Nu. Ioi, dar tu ce <laughs> Dislexie. <laughs> uh, Foc. <laughs> Vechi proverb de la mine din sat. Banii dacă nu-i bei, îi cheltui. Nu. No. Și mai citim încă unul. Doctorul mi-a spus să nu mai beau. Va fi o schimbare dificilă pentru mine. A fost doctorul meu vreme de 15 ani. <laughs> ce te uiți așa la mine cu compasiune? Vine toamna, gospodinele fac dulceață, celelalte gem. Gem de plăcere. Da, dacă nu aveți gem, cumpărați-vă brânză. Știi cât e un kilogram de brânză la Mama Geta Sterp? 30 de kg? Mai pune. 60? Dublu sau nimic. Bine, dar când îți se oile și caprele, cântă culiță. Și știi ce greu prins oile după ce le cântă culiță? Da, da, da. Să cântă Să și cânt. oile? Păi, dragi mie, -mi, oile. Nu, am promis, nu cânt. În asta nu cânt. Sâmbătă faceți curățenie, faceți... Nu vă mai stresați cu dusul gunoiului. Ai auzit de aplicația Bringo. Da, duce și gunoiul. Duce. Adică, ce duce cu gunoiul? Vine și îți livrează acasă ce comanzi din Carrefour, și dacă ai adunate sticlele, sticlele de plastic, le duce. Și ținte prin aplicație. la SGR, da? Și ținte prin aplicație pe telefon, îți intră banii. Tăție! Tăție! Că îți duce la gunoiul? Bine, dai 10 lei și tu faci 5. Și, și tu faci 5 din Îți dai 10 și zici, <grijă> du și du la pola, că e cam zic, dacă te te duci cu... Nu vrei să faci un ciubugan și un radiator de dus. Îl știi pe Falcă, nu, că tu nu ești cu Falcă, Falcă, ăla e Timișoara, din Timișoara. Arad, aproape. Bravo, a -a -a. bravo. Dar nu era video la cu Falcă, Falcă. Da. El e campionul operațiilor estetice la masculin. și a pus implant de păr, blefară plastie, și-o ridica nasul și în trei zone din față s injecta cu botox, îți dai seama. Și dacă mai cu nasul pe sus? <laughs> ce bună asta. De obicei, politicienii își bagă bani în vile, își bagă bani în Elveția. Sau bagă veste. Sau, uș, da, că după vârstă nu mai au ce să bage. <laughs> <laughs> și da, îți dai seama, atâta botox o consumată asta, de astea de pe OnlyFans o zis, mai lasă-ne și nu. <laughs> nu mai găsim locuri libere la doctor Ahmad să ne pună botox. Corect, că-i falcă în fa Ce-i falcă în față. Băi, ne așa de bine. Scrieți în comentarii cine suntem noi. Frații Clișco, frații Petreuș, exclus frații Tate, da? Vă rog frumos. Randi, artistul Randi, a fost oprit în trafic pentru că. Altul! Și asta este la permisul. Da. În ultima vreme se iau permise pe banda rulantă? Două substanțe. Coca-coca și nu mai știu ce. Și el știe ce o motivat. Și în ultimul timp beau multe ceaiuri. Cu ce îndulcești? O Am înțeles, în loc de zahăr să mai pui sare în ceai, dar să-i limborcănuțul cu coca și Tu să-ți dai seama. S-a despărțit fata lui Esca. De Mario Fresh? Da. Și că nu mai era proaspătă relația. Nu mai era Fresh? După 3 ani. Dar e tinerii. Dar nu mai era vorba că s mai dispărțit odată? Acum de tot. Am, cum a fiecare de o găsit. Amu, deja e gata. Știrile la ora 5. și <laughs> Nu, că asta am vrut să zică. Și bine ai zis că poate știrea asta apare la ora 5. De cum ar fi să prezinte măsa? Dar să nu știe ce știre. Cunoscutul interpret Mario Fresh s-a despărțit de... Foto. De fica mea. De fica mea. Uh, știi că n-am luat Nobelul pentru literatură, avem un scriitor care Nu, pot să crești și -am nu. luat Noi, românii, n-am luat Nobelul pentru literatură. N-am luat Nobelul, n-am luat tot, cupa mondială, dar suntem pe ultimul loc la spălat pe dinții în lume. <laughs> Ceea ce. Noi bine. E bine. Uh, <laughs> și premiul pentru economie, premiul Nobel, s-a dat la trei cetățeni care au explicat economic de deci ce unele țări sunt mai sărace decât altele. Nu? Hmm? 2 plus 2, 4. Păi da, noi... Ce? să iei premiul Nobel pentru atâta? Păi noi explicăm de ce România nu se poate dezvolta, de ce nu-i lăsată să se dezvolte și luăm premiul... Așa scriem de luăm premiul Nobel și pentru literatură. Premiul Nobel pentru pace, că noi nu batem pe nimeni. Noi luăm toate premiile Nobel. Îți place vesta? Pana Gusto. Au zis că iau și pe tine. Am avut spectacol vinerea trecută. Crezi să sunt duci măcar să mânc. Am prezentat pe TikTok că și acolo suntem niște mititei răsfățați. Și așa de răsfățați au fost că lumea a mers să cumpere. Nu știu de ce, eu fac efortul, poate se vede. Eu cu Vlad am slăbit 3 kg, deci împreună 10. Haideți, încurajați-ne în comentarii. Și nu știu de ce, dacă pun un video în care prezint mâncare... Știi? La un moment dat încă o să luăm o grămadă de bani când mă asociază lumea cu pălinca, cu uh -huh. vinul. Da, ne-am de bani. Ne-am de bani. Burtă, avem. Și tot avem, <gântu> pentru că acolo ținem rezervele. Dar vreau să salut pe cei cu care m-am întâlnit în câmpen cu domnul profesor Resiva, domnul profesor Corcheș. E o chestie extraordinară așa, după 30 de ani de la terminarea liceului, să-ți vină profesorii la spectacol și să te asculte ei pe tine. Și să mai fie în viață. <gântu> da. da, și e... mulțumesc. <gântu> Am trecut și pe la posta învățătoare, doamna Olivia, de data asta mi-a dat că motora din Apuseni mi-a dat foi de cremeș. Trebuie să-ți aduc și ție, dar sunt plute. Chiar te rog. nu-ți place crema din cremeș. Și a fost peste, una peste tot foarte frumos. Avocatul Sorin Pleș a tăcut în premiere. Călin Coroina a cu marmură după mine. Sandu, Hori, o zis că o luat tri lucrări în timpul spectacolului. Două ore am vorbit. atent Sorin Corcheș, bineînțeles, au fost cu noi și fetele vesele aduse de Alina Bobar, o masă plină de 15 persoane, doamne, domnișoare, nu le-am verificat, dar o râs așa. Pe această cale profit că încă ești aici. Promite lumii, promite țării că din Otaua să uită la noi. Că de la anul încerci și tu să te apuci de un pic de stand-up comedy. Să am primit un mail. Să... Doamnelor și domnilor, să slash cu Bendea, mai dați o cafea că e prea agitat băiatul ăsta și să-l calmăm. A fost cafea intermediară. Sper că nu v-am supărat. Scrieți în comentarii dacă v-a plăcut cum am arătat așa moș și focă, cum ar zice vecinii mei de la Creative Monkeys. După masă plăcută în continuare, nu uitați că mâine avem un podcast de milioane. Să spun cu cine? Da. Cu Mircea Bravo. Așa că nu mai scrieți în comentarii că, pe cine să vă aduc? Pe Iohannis să tacă? Pe Nelu Tătaru să vă iau găină? Vi l-am adus pe Bravo, fiți mulțumiți! Așa cum suntem și noi mulțumiți că ne-ați urmărit, ați dat like, share, subscribe și ne scrieți în comentarii despre tot ce e frumos în viața noastră. Sau nu?